Parcul pe care primăria municipiului Timișoara îl face în zona lunei prin contur. Vreau să vedeți cum arată după primele lucrări de amenajare și plantări. Mai avem de lucru. de aștept ca parcul să se umple de copii și părinți și bunici și de bucuria lor pentru un nou spațiu deschis comunității, transmite primarul Dominic Friț. Înainte de a demara proiectul noului parc, aici a fost un teren uriaș neîngrijit, cu noroi și mașini parcate peste tot. Oamenii din zona au venit cu ideea de parc, au depus proiectul la bugetare participativă și au strâns destule voturi pentru ca acest proiect să fie printre cele câștigate. Mă bucur că reușim să facem acest proiect pentru că administrația trebuie să fie despre timișoreni, nu despre conducătorii lor. A mai precizat Dominic Fritz.